Este foarte ușor să-ți aplici unghiile Instant Nails. Setul conține tot ce ai nevoie pentru o aplicare. Mai multe unghii cu mărimi diferite, astfel încât să-ți găsești unghiile care îți vin perfect, un tub de lipici, o pilă cu două granulații diferite, un bețișor de cuticule, un șervețel pentru curățarea unghiilor și instrucțiuni pentru aplicarea și îndepărtarea unghiilor. Îți recomandăm să-ți achiziționezi separat și Essential Pack. Te ajută să obții o rezistență și mai bună a manicurii și să-ți îndepărtezi ușor unghiile. Conține primer pentru pregătirea optimă a unghiilor, remover pentru îndepărtarea ușoară și lipici Pro Hold care face manicura să reziste până la 3 săptămâni. Unghiile Instant Nails se aplică doar pe unghia naturală, care să nu aibă niciun fel de rest de gel sau o jăsime. Înainte să-ți aplici manicura, dezinfectează suprafața de lucru și instrumentele pe care urmează să le folosești. Primul pas este să-ți alegi mărimile de unghii care ți se potrivesc perfect. Cea mai ușoară modalitate de a găsi mărimile potrivite este aceea de a compara mărimile până când o găsești pe cea corectă. Îți poți da seama că unghia este prea mare atunci când se sprijină pe cuticulă și depășește suprafața unghiei naturale. Dacă unghia este prea mare, aceasta se va desprinde în timpul purtării. Unghia este prea mică dacă nu acoperă întreaga suprafață a unghiei naturale, așa cum poți vedea aici pe lateral. Unghia potrivită trebuie să acopere întreaga suprafață a unghiei naturale, dar fără să atingă cuticula, astfel încât unghia falsă să se lipească doar de unghia naturală. De asemenea, trebuie să verifici dacă curbura unghiei false se potrivește cu cea a unghiei naturale. Dacă unghiile se potrivesc, purtarea acestora va fi confortabilă și aplicarea ușoară. Dacă unghia falsă este mai curbată decât unghia naturală, aceasta nu va acoperi corect întreaga suprafață a unghiei naturale. O poți ajusta la unghia ta dacă o îndoi ușor la jumătate, astfel încât să o aplatizezi puțin. Acest truc este util și dacă ai unghii cu tendință de creștere în jos. Astfel, unghiile se vor potrivi perfect. Următorul pas este să-ți împingi cuticulele folosind bețișorul din kit. Folosește mișcări gentile ca să împingi cuticula și nu aplica niciodată presiune, în mod special la baza unghiei, deoarece în această zonă unghia este moale și poate fi rănită cu ușurință, ceea ce poate cauza denivelări pe suprafața unghiei. Cuticula trebuie împinsă cu o mișcare ușoară de ridicare, fără să aplici o presiune mare. Ai grijă să îndepărtezi inclusiv cuticula care rămâne pe unghie, adică această piliță albă pe care o poți vedea aici. Următorul pas este să pilești unghiile. Folosește partea roz a pilei pentru pilirea unghiei naturale. Este important să pilești toată unghia uniform, așa că nu uita să pilești aproape de cuticulă. Pilește astfel încât întreaga suprafață a unghiei să fie mată și prefoasă. Următorul pas este să cureți unghiile cu șervețelul cu alcool care vine în kit. Asigură-te că îndepărtezi toate rezidurile de praf care există pe unghii. Noi îți recomandăm să folosești și primerul care se achiziționează separat, deoarece pregătește unghiile pentru aplicarea lipiciului și face manicura Instant Nails mai rezistentă. Trebuie doar să aplici primerul pe suprafața unghiei și să-l lași să se usuce timp de un minut. Acum trebuie să alegi cu ce lipici dorești să-ți aplici unghiile. Lipiciul care vine în pachet are o rezistență de până la 2 săptămâni, iar lipiciul Pro Hold are o rezistență de până la 3 săptămâni. Aplică lipiciul în strat subțire pe suprafața unghiei naturale. Aplică un strat de lipici și pe spatele unghiei false. Ține unghia falsă înclinată și aplică-o pornind de la bază spre vârf. Acum urmează cel mai important pas. Trebuie să menții unghia apăsată, fără să ridici presiunea, timp de minim 30 de secunde, până când se usucă lipiciul. Astfel te asiguri că unghia falsă se sigilează corect de unghia naturală. Acum îți voi arăta ce se întâmplă dacă nu ții unghia suficient apăsată. Dacă nu ții unghia apăsată corect, sub suprafața unghiei se pot forma spații de aer pe unde poate pătrunde apa. În acele zone se pot dezvolta bacterii care pot cauza pete verzi pe unghii. De aceea este important să menții unghia apăsată, cu presiune constantă, până când lipiciul se usucă. Astfel, unghia naturală va fi complet acoperită și manicura va fi foarte rezistentă. Continuă procesul de aplicare și la restul unghiilor. Aplică lipici pe ambele unghii și ține apăsat timp de 30 de secunde. Și asta este tot. După aplicare, încearcă să eviți contactul cu apa, uleiul de cuticule sau loțiune de mâini timp de câteva ore. Dacă în timpul purtării apare lifting, adică unghiile se ridică la bază, trebuie să îndepărtezi unghia respectivă imediat, nu le lăsa așa. O poți îndepărta folosind remover sau o metodă alternativă de îndepărtare pe care o poți găsi în tutorialul de îndepărtare.